În stațiunea turistică Vatradornei, proprietarii de pensiuni cu grijă la factorii au luat deja câteva decizii pentru a putea face față cheltuierilor până în primăvară. O tendință care este practicată cu succes în străinătate sau chiar în anumite restaurante cu pretenții de la noi din țară, se dovedește a fi o necesitate și în Bucovina. Unii proprietari de restaurante au decis să simplifice meniul și să renunțe la diverse mâncăruri, deoarece cuptoarele pe energie electrică consumă foarte mult. Am luat câteva decizii, preparăm în mod tradițional mâncarea, dar să știți că eliminăm meniurile stufoase și cred că vor dispărea din România. O să ne aliniem și noi încet, încet vestului. Nu vom mai vedea meniuri stufoase în restaurante pentru că materia primă este foarte scumpă. Camerele frigorifice consumă foarte mult și nu-ți nu permit să ai foarte multă materie în stoc pentru uh, multe preparate. De asta o să eliminăm uh, foarte multe preparate uh, internaționale, gen pizza la noi, uh, probabil că o să o eliminăm complet. Cuptoarele de pizza consumă foarte, foarte mult, și fiind o locație cu specific tradițional, am hotărât să o scoatem din, din meniu pentru că este mult mai bine, și consumurile deja uh, sunt mult mai mici. Nu doar la meniu au fost nevoiți să umble administratorii pensiunilor? Deocamdată, la cazare nu am, uh, nu am ridicat absolut deloc prețurile. La mâncare le-am ridicat cu câteva procente pentru că așa ies din calculele făcute de, de rețetar, de practic. Nu mai un produs care era 2 lei și îl băgăm acum în calculator cu 5 lei, clar mărește și prețul produsului finit. De Revelion avem cină festivă anul acesta va fi doar cu DJ, nu am hotărât să să nu mai aducem formație pentru că nici nu avem cerere pentru asta. Și este mult mai costisitor. Fără să facă rabat de la confortul din camere, hotelierii sunt mult mai atenți la consumul de căldură și au aplicat și aici câteva măsuri care se dovedesc a fi deja eficiente. Comparativ cu anul trecut, prețul peleților cu care ne încălzim noi este de patru ori mai mult anul acesta. Dar, cu toate astea. Am redus temperatura în cameră cu 0,5-1 grad și încercăm să fim, am investit în termostate, am investit în tot felul de, de aparatură ca să gestionăm foarte bine căldura, să nu fie într-o cameră să nu uităm 27 de grade și într-una să facem 19. Deci încercăm să echilibrăm, să fie aceeași temperatură peste tot și să reducem facturile. În stațiunea Agura Humorului, situația nu este cu mult diferită. La această pensiune, serviciile nu s-au scumpit decât în mică măsură, spre deosebire de facturi care le dau fiori reci proprietarilor. Când am citit facturile și când am văzut facturile de curent și gaz, e normal că rămâi, ori te gândești că e o glumă, o, e traumă, dar nu avem ce să facem. Aceasta este situația să ieșim să protestăm, nu avem timp pentru că trebuie să muncim, avem probleme cu personal calificat, nu avem de unde să luăm și noi stăm să-i învățăm, să servească, noi trebuie să învățăm să facă curat, noi trebuie să învățăm uh, cum trebuie să facă, cum să se comporte cu acele cuptoare uh, inteligente și nu avem timp de protestat, noi avem uh, timp, trebuie să-i facem timpul să lucrăm și să scoatem bucatele și să dăm servicii bune turiștilor care vin la noi în Bucovina. Cuptoarele sunt uh, cele care ne fac mâncarea uh, și consumăm foarte mult. Uh, trebuie să le folosim că nu avem încotro. Facem și afară uh, și lemnul este scump, și curentul este scump, și gazul este scump. După pandemie, industria ospitalității este din nou grav afectată, de această dată de scumpirile la energie, indiferent de tipul ei. În vreme ce unii administratori de hoteluri și pensiuni își pun speranța în Dumnezeu sau în guvernanți, alții speră ca soluțiile lor să dea roade, iar în primăvară lucrurile să revină la normal. Am trecut prin vremuri grele, acestea par a fi mai grele ca oricând, dar o să trecem, nu ne lasă pe noi Dumnezeu să nu putem să mergem înainte. Cu, cu nădejde și avem încredere că conducătorii noștri o să aibă grijă de noi și o să ia deciziile cele bune tot timpul ca să ne fie bine. Anul trecut a fost pandemie, acum din păcate este război. Sperăm din primăvară să, să fie pace în lume și sănătate și să să dăm drumul la afacere 100%. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului actualizat pentru schema de ajutor de stat Horeca 2. Aceasta a permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, unul privind compensarea creșterii cheltuielilor totale din perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade anului trecut, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și sau gazul, iar cel de-al doilea presupune tocmai compensarea cu maximum 30% din creștere a costului eligibil cu energia electrică și sau gazul în perioada 1 februarie-31 decembrie 2022. Prin implementarea măsurii pe cei doi piloni se estimează acordarea de ajutoare de stat unui număr de 10.000 de beneficiari până în 2024.